Salutare! Sunt Petru de la Well Coach și în videoul ăsta o să-ți vorbesc despre trei momente din viața mea când intervenția unui mentor mi-a schimbat radical viața. Probabil nici măcar n-aș fi fost aici să vorbesc cu tine dacă lucrurile astea trei nu s-ar fi întâmplat, așa că dacă vrei să înveți programare și vrei să înțelegi mai exact cum te poate ajuta un mentor în pregătirea ta, uită-te la videoul ăsta până la sfârșit ca să afli câteva trucuri care o să-ți crească radical rezultatele. Foarte mulți oameni au concepția asta că n-ai nevoie de mentor în informatică, eu am învățat totul singur de pe internet, nu există așa ceva, trebuie să fii pro să investești în educația ta și în tine. Și vreau să îți povestesc care e experiența mea legată de lucrul ăsta, pentru că de mai multe ori, de trei ori mai exact, am încercat și eu să o iau pe drumul ăsta și de fiecare dată lucrurile aveau să se dovedească a fi foarte greșite. Prima dată a fost chiar când m-am apucat de informatică. Eram în clasa a noua, m-am hotărât să dau la liceu la Mate Info pentru că informatica e un domeniu foarte bine plătit și am zis, ok, hai să vedem ce o să se întâmple acolo și mi-am hotărât să fac 100% informatică și anul acela, din clasa 9, a fost anul în care am lucrat cel mai și cel mai mult posibil. Deci nu pot să-ți explic cum în fiecare zi mă întorceam acasă cât mai repede, să prind calculatorul liber, stăteam și în weekend să lucrez în așa fel încât să devin cât mai bun și să încep să am rezultate. Problema era următoarea, că felul în care mă pregăteam era unul foarte haotic, adică după ce terminam de făcut temele de la clasă, pur și simplu aveam o culegere de probleme pe hârtie pe care le rezolvam în ordinea numerelor din culegere și erau două probleme cu chestia asta. Unul la mână, nu aveam o evaluare automată, deci habar n-aveam dacă problemele alea sunt bune sau nu și doi la mână, nu știam neapărat dacă problemele pe care le rezolv chiar sunt bune, dacă chiar o să-mi aducă rezultate sau pur și simplu le rezolv de acolo. Dar hai să lăsăm asta la o parte. Bun, deci eu în fiecare zi rezolvam probleme de acolo, din culegerea aia și mi se părea că profesoara de la clasă e foarte bună. De ce mi se părea lucrul ăsta? Eu nu aveam deloc experiență în informatică. Practic, tot ce știam era cât citeam din manual și cât mi se preda la clasă. Și atunci, automat, profesoara mi se părea foarte bună, pentru că era mult mai bună decât mine, care eram începător și făceam informatică de câteva săptămâni. Și atunci eu am continuat să mă pregătesc cu ea și dintr-un foarte mare noroc m-am calificat la faza națională a Olimpiadei de informatică. Asta mi-a dat și mai mult și mult elan să lucrez și mai multă motivație și pur și simplu tot ce făceam eu în fiecare zi era să lucrez probleme de informatică. Probabil lucram undeva la 8-10 ore pe zi și la faza națională am luat 0 puncte. Chestia asta nu m-a descurajat, am zis o să continui să lucrez, e normal ca prima dată la Olimpiadă să nu am un rezultat atât de bun, pentru că e prima dată, n-am suficient de mult timp de pregătire în spate și am zis că o să continui să lucrez singur. Și pe urmă, la finalul vacanței de vară, vacanță de vară care pentru mine n-a fost vacanță de vară, a fost închide-te Petru în casă și lucrează cât mai mult la informatică, am observat că nivelul meu era aproximativ același. Adică am încercat să iau niște probleme de olimpiadă de clasa 9, propuse în anii trecuți și să le rezolv. Și eu în continuare nu știam cum să le rezolv, nu știam ce ar trebui să fac la ele măcar, adică nici măcar nu știam de unde să apuc unele probleme, de unde ar trebui să înceapă rezolvarea. Și practic am fost foarte dezamăgit, pentru că mi-am dat seama că foarte mult din munca mea a fost în zadar. Și un alt lucru pe care l-am observat, fiind atunci pe o comunitate de olimpici la informatică, e că concurența mea, oameni care se apucaseră de informatică exact când mă apucasem eu și care nu erau la fel de muncitori ca și mine, erau mai buni, adică deja erau capabili să rezolve probleme de olimpiadă
Și atunci un prieten de-al meu mi-a zis că eu am nevoie să-mi iau pe cineva la meditații, să încep să iau ore de la cineva care are experiență în pregătirea olimpicilor. Adică nu ar mai trebui să mă bazez pe cărțile din care învățam, pentru că da, pe vremea aia învățam din cărți și a fost un dezastru, sau pe profesoara de la clasă. Trebuia să-mi iau pe cineva mai bun, pe cineva care a mai pregătit elev la olimpiadă, pe cineva care a fost olimpic. Și mi-a luat atunci primul mentor la informatică. Am făcut cu un student care a fost și membru în lotul național de informatică al României, care făcuse internship-uri pe la companii mari din afară. Și în anul următor, deși clar n-am mai lucrat la fel de serios, bine, acum nu-ți imagina că am renunțat deloc la muncă, dar am lucrat mult mai puțin decât în clasa noua, am luat medalie de argint la faza națională. Deci, practic, am avut un rezultat radical diferit față de primul rezultat și nu doar atât, dar a fost și obținut cu mult mai puțină muncă și cu mult mai puțin stres. Adică m-am dus la olimpiadă foarte sigur pe mine, că știam ceea ce se cere. Și a fost foarte amuzant că ambele probleme de la faza județeană cumva le știam de dinainte. Știam trucul de rezolvare a lor, așa că am terminat undeva după o oră jumate sau două din timpul total de 3 ore și am mai avut timp o oră pur și simplu să stau să verific programele, și același lucru s-a întâmplat și la faza națională. Cumva se nimerea să pic exact pe subiecte, să-mi vină exact ceea ce eu știam, să fiu foarte bine pregătit pe lucrurile care mi se dau. Și acum hai să trecem la a doua întâmplare care e mai apropiată de prezent, și anume momentul când m-am hotărât să aplic la internship-uri. Deja avusesem rezultate foarte, foarte bune la informatică, în timp mi-am luat mentori din ce în ce mai buni. În clasa 12 chiar am obținut punctaj maxim la faza județeană olimpiadei de informatică, și nu doar că am obținut punctaj maxim, am terminat și într-un timp absurd de scurt. Și credeam că sunt pregătit. Credeam că o să fac față la orice fel de interviuri, că o să mă angajez lejer unde vreau eu. Așa că am început să aplic, am avut interviuri la Microsoft și, surpriză, le-am picat. După aia am avut interviuri la Facebook, surpriză, le-am picat. Am avut interviuri la Twitter, din nou le-am picat, la Google le-am picat. Și am stat un pic să mă gândesc și mi-am dat seama că, bă, iarăși am comis greșeala pe care am făcut-o în clasa nouă. Am crezut că pot să mă pregătesc singur. Pentru că, de fapt, pe internet, mai ales când te pregătești de interviuri la companiile mari, găsești întrebările, găsești care sunt lucrurile posibile pe care le poți primi la interviu. Și am crezut că, ok, rezolvăm problemele alea, gata, eu sunt ok, o să mă duc acolo, o să-mi trec interviul și o să primesc oferta. Ori lucrul ăsta era departe de adevăr. Și iarăși eram un punct în care am pierdut un an din viața mea, un an de pregătire, crezând din nou că o să știu mai bine, că o să redescopăr eu metoda de pregătire pentru interviurile de angajare. Și am zis din nou, bă, ok, nu se mai poate așa ceva. Și ce am făcut? Din nou am stat să mă uit care sunt oamenii care deja lucrează full-time la companiile alea. Ideal să aibă și experiență de a lua interviuri, adică să țină ei interviuri de angajare cu alți candidați. Și am început să-i contactez, fiind în comunitatea asta olimpicilor de informatică, mi-a fost foarte ușor. Și am început să învăț de la ei, să iau sfaturi legate de cum să te pregătești de un interviu de programare, care sunt pașii exact pe care trebuie să-i parcurgi, care sunt problemele din care trebuie să te pregătești și cum să te prezinți la interviu, adică ce trebuie să faci în momentul în care ești față în față cu intervievatorul, mă rog, în mod online. Și anul următor am avut din nou interviuri, am avut primul interviu la Facebook, culmea, chiar primisem una dintre problemele pe care mi-a dat-o unul dintre mentorii mei și a fost extraordinar, adică eram ceva de genul, bă, ok, știu problema asta, o rezolv, am terminat în câteva minute și pe urmă am stat și am discutat cu intervievatorul despre rolul lui în echipă, mi-a povestit tot felul de lucruri despre Facebook. După aia am avut următoarele interviuri la Microsoft, le-am trecut și acolo, am avut și o vacanță gratuită în Varșovia. Și pe urmă am avut și interviurile la Google pe care le-am trecut și de atunci mi-am trecut aproape toate interviurile la o singură firmă. La o singură firmă nu am trecut de interviu, în rest de atunci nu am mai avut probleme niciodată când a fost
vorba de angajare ca și programator. Și ultimul moment e un moment din WellCode. Practic, noi am fondat acum 2 ani, în 2017, platforma. Am stat și am lucrat foarte mult. Am scris, cred că peste 100 de mii de linii de cod în tot ce înseamnă platforma online WellCode pe care poți să înveți programare și am petrecut sute de ore creând, dacă nu mii de ore, de fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, lucrând la conținutul de pe platformă, creând cel mai bun conținut posibil. Deci noi am stat acolo și ne-am dat silința să facem cel mai bun produs posibil și mai mult decât atât, să și acceptăm feedback-ul oamenilor care intrau pe platformă, să le punem întrebări, să vedem cum putem să îmbunătățim experiența și să facem din WellCode cel mai mișto loc de unde poți să înveți informatică. Și am ajuns în punctul ăla în care produsul era, să zicem, perfect în opinia noastră, adică pur și simplu lucrurile pe care le puteam adăuga erau de așa o finețe încât n-ar fi avut impact asupra majorității oamenilor și totuși eram în punctul în care nu puteam să susținem afacerea. Pur și simplu, nu, WellCode nu producea bani decât cât să plătim hostingul și celelalte cheltuieli pe care le aveam cu afacerea. Adică pe vremea aia încă ne întrețineam făcând alte lucruri, auxiliare WellCode, și cumva WellCode era un fel de proiect pe care îl făceam, să zicem, în timpul nostru liber. Și atunci am stat și am tot încercat să adăugăm funcționalități noi, tot încercam pe cont propriu, tot făceam tot felul de experimente care să ne crească veniturile, care să ne crească numărul de utilizatori. Și deși numărul de utilizatori creștea, să zicem, alarmant, am ajuns acum la 60.000 de utilizatori, încă WellCode nu făcea bani, nu era, să zicem, un proiect de succes din care să putem să trăim și să îl ducem la un impact mai mare, pentru că aveam nevoie de fonduri pentru diverse lucruri, fonduri pe care nu le aveam, pe care nu puteam să le investim. Și am stat din nou să ne gândim atunci și ne-am dat seama că am făcut aceeași greșeală pe care o făcusem deja de două ori, și anume faptul că noi nu aveam mentor, adică nu aveam pe cineva care să ne învețe cum să ne poziționăm pe piață, cum să facem marketing, cum să facem vânzări, în așa fel încât proiectul să nu fie doar bun în sensul în care e ceva, o operă de artă pe care nu o înțelege nimeni, doar noi, ci să le și aducă rezultate clienților și să ne și permită nouă să ne întreținem din el. Așa că, din nou, am stat să ne gândim, ok, care e cea mai bună persoană, care a avut rezultatele pe care le dorim noi, care sunt niște experți în educație, care au reușit să și monetizeze cursurile sau conținutul pe care îl creau, și din nou ne-am dus la persoana pe care am găsit-o, am intrat în programul lui de mentorat. Și câteva luni mai târziu, din nou ne atingeam scopurile fără niciun fel de emoții și acum suntem în punctul în care avem suficient de multe resurse să creștem platforma, să o facem exact așa cum ne-am dorit, să facem și cele mai ambițioase proiecte. Avem clienți care se pregătesc pentru olimpiadă și obțin rezultate foarte bune, majoritatea pornind de la zero sau aproape zero. Avem și oameni pe care i-am ajutat să se reprofileze și să devină programatori, din nou, pornind cu zero experiență în domeniu. Și ne-am dat seama că de fiecare dată când am avut mentorii potriviți în spate, mi-am atins obiectivele foarte ușor. Adică era ceva de genul, pur și simplu, primesc o listă de sarcini, fac lista de sarcini și la finalul listei ajung la rezultatul bun. Și înainte de încheiere, mai vreau să mai spun încă o poveste bonus care n-are treabă cu informatica sau cu WellCode. După cum știi, probabil, dacă mă urmărești pe Instagram, dacă nu mă urmărești pe Instagram, te sfătuiesc să îmi dai un follow și acolo, pentru că încerc să postez conținut care să fie util și să te motiveze. Dacă m-ai urmărit acolo, vezi că mă duc la sală și mă duc în primul rând pentru postură, pentru că nu stau cu spatele suficient de drept și am început să fac sală. Din nou, timp de un an, clasicul un an pe care Petru îl pierde din lipsă de mentori. Și la un moment dat am început să am tot felul de accidentări pe la spate, luam pauze tot mai frecvente. Și din nou am stat să mă gândesc, bă, ok, ce se întâmplă, n-am rezultate, din contră parcă mă simt mai rău decât merg la sală decât înainte. Și am decis să îmi iau din nou un mentor
Și acolo a fost cel mai radical impact pe care l-a avut, pentru că mi-am dat seama că unele lucruri pe care mi le spunea să le fac, nu m-aș fi gândit niciodată la ele. Nu m-aș fi gândit niciodată că, de fapt, trebuie să fac și stretching, nu m-am gândit niciodată că, de fapt, nu trebuie tot timpul să crești greutatea și, de fapt, contează tehnica. Și erau tot felul de lucruri la care, clar, n-aș fi ajuns niciodată, indiferent cât aș fi citit de pe internet, ce articole aș fi citit despre fitness, nu aș fi ajuns niciodată la rezultatele pe care le am acum. Și ăsta e lucru cu care vreau să închei, și anume faptul că sunt unele lucruri mici pe care le faci, care îți aduc rezultate foarte mari. Sunt niște lucruri pe care tu nu ai cum să le descoperi, nu ai cum să le înțelegi pe cont propriu, pentru că necesită și o mare parte noroc. Adică să încerci ceva total diferit și acel lucru total diferit chiar să funcționeze. Și atunci, dacă vrei să înveți informatică și vrei să ai rezultate bune, rapid, fără să te chinui, să cauți pe internet, să sari dintr-o parte în alta și vrei mai ales să ai și un feedback, să ai pe cineva care să-ți spună, ok, acum nu faci lucrurile bine, ai grijă, corectează-te, refă în felul următor, cel mai bine e să îți iei un mentor care să-ți arate exact care sunt pașii și să nu mai stai tu să redescoperi America sau să redescoperi roata, ci să te concentrezi doar pe a implementa sfaturile pe care ți le dă mentorul și să ajungi la rezultatele pe care ți le dorești. Și dacă simți că chestiile astea pe care ți le-am spus te motivează și vrei și tu să ajungi să ai rezultate similare, dă click pe linkul din descriere, programează-te la o ședință gratuită de consultanță, fie cu mine, fie cu un expert din echipa mea. O să avem o discuție și o să-ți facem o analiză a punctului în care te afli și a scopurilor tale și o să-ți facem un plan de muncă personalizat ca să te ducem acolo. Programează-te cât mai repede pentru că avem foarte mulți oameni care aplică, care se programează și din cauza asta locurile se umplu destul de rapid. Așa că dacă linkul încă merge, înseamnă că mai avem locuri și sper din suflet să vorbim cât mai curând și să facem treabă bună împreună.